În baza autorizațiilor de percheziție emise de Tribunalul Maramureș, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, împreună cu procurorii DIICOT BT Maramureș, au efectuat 3 percheziții domiciliare în localitatea Rona de Sus. Totodată a fost pus în aplicare un mandat de aducere pe numele unei persoane bănuite de cultivare plante de cannabis. Acțiunea s-a desfășurat în cooperare cu polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației. În urma perchezițiilor domiciliare au fost descoperite și ridicate mai multe comprimate de culoare albastră și pulbere de aceeași culoare, rezultate din fărămițarea lor, plante de cannabis, mai multe pachete de țigări, alte produse de contrabandă, precum și alte elemente probatorii și înscrisuri. Substanțele psihotrope au fost ridicate și transportate la biroul de analiză și profil al drogurilor BCCO Cluj-Napoca în vederea expertizării. La propunerea procurorului din cadrul DIICOT BT Maramureș, în cursul zilei de azi, 17 octombrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile față de un tânăr de 22 de ani. Acesta este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc și contrabandă. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română.